Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al ghimpelui. Ghimpele este una dintre buruienile minunate pe care le-a oferit natura. În popor, această plantă medicinală este cunoscută și sub numele de scai, holeră sau spin alb. Conform studiilor efectuate de profesorul universitar dr. Constantin Milica, această plantă are acțiune decongestivă foarte puternică și ajută în numeroase afecțiuni ale prostatei. Acesta recomandă asocierea preparatelor de ghimpe cu alte plante cu efect diuretic și antiinflamator în realizarea tratamentelor complexe. Ghimpele poate fi întâlnit oriunde, în zonele de câmpie, în zonele de deal, pe marginea drumurilor și pe lângă garduri. Se distinge prin rezistența foarte mare la stres hidric, deci poate fi zărit în flora spontană din Africa, Europa de Sud și America de Sud. Ghimpele este o plantă ierboasă cu aspect de buruiană. Cum am menționat mai devreme, poate fi găsit în cele mai imprevizibile locuri, în grădini, în mărăcinișuri, lângă garduri sau în apropierea apelor. Tulpina plantei este puternic ramificată, poate atinge ușor înălțimea de 60-70 cm, frunzele sunt cărnoase, de culoare verde închis, sunt trifurcate și au aspectul unui trident. Tulpina prezintă numeroși spini foarte ascuțiți cu dimensiunile de 2-3 cm și culoare galben-brun. Spinii sunt grupați câte 3 și se dezvoltă la fiecare ramificație. Florile au culoare gălbuie și înfloresc de la începutul lui iunie până în septembrie. În scop terapeutic sunt utilizate tulpinile cu părțile aeriene. Pentru a beneficia de toate principiile active, se recomandă recoltarea în perioada de înflorire. Pentru recoltarea ghimpelui sunt necesare mânușile de protecție. Uscarea plantei se realizează neapărat în spații umbroase bine aerisite. Părțile aeriene ale ghimpelui sunt bogate în uleiuri esențiale, săruri de acizi grași, minerale, acizi, substanțe flavonoide și saponine. Ghimpele mai conține și cantități impresionante de tanin, xantitanină, ulei volatil și sitosteroli. Studiile clinice realizate în cadrul centrului Aroma Iași au demonstrat că substanțele active pe care le conține planta de ghimpe au acțiune puternic decongestivă care ajută foarte tare în afecțiunile prostatei. Curele cu ghimpe urmate pe perioade de 6 luni ajută la revigorarea organismului, reduce frecvența urinării nocturne și elimină simptomele neplăcute ale acestei boli. Curele cu aceste preparate ajută la eliminarea bacteriilor care favorizează apariția infecțiilor urinare și a cistitelor. Acționează ca agent dezinfectant și antiinflamator în cazul infecțiilor aparatului urinar. De asemenea, ghimpele reduce simptomele de usturime și micțiune. Pulberea de ghimpe poate fi utilizată ca tratament complementar cu cele medicamentoase în cazurile de hipertiroidism. Reglează activitatea glandei tiroide și îmbunătățește funcționarea acesteia. Ghimpele acționează asupra elasticității vaselor sangvine, sporindu-le rezistența. Băile cu preparate din ghimpe ajută la întărirea vaselor sangvine și previne dezvoltarea hemoroizilor. În același timp, acționează ca decongestionant și antiinflamator, tratând în primul rând cauza care duce la apariția acestor formațiuni. Ghimpele poate fi utilizat în terapiile naturiste sub numeroase forme: pulbere, tinctură, infuzie, decoct și capsule. Pulberea de ghimpe se obține prin măcinarea fină a părților aeriene recoltate și uscate. Este eficientă în tratamentele bolilor renale. Pulberea este de altfel ingredientul principal pentru prepararea tincturii. Tinctura de ghimpe se obține ușor prin amestecarea pulberei cu alcool de secară cu concentrație de 50%. Proporțiile ce trebuie respectate sunt o parte pulbere la 3 părți alcool. Preparatul se lasă la macerat pentru 15 zile, după care se strecoară. Tinctura se utilizează conform recomandărilor medicului. Tinctura este eficientă în tratarea unor afecțiuni precum adenomenul de prostată sau litiază renală. Infuzia se obține prin opărirea organelor de ghimpe,
Frunzele și celelalte părți aeriene sunt introduse în 250 ml de apă clocotită. Ceaiul de ghimpe se lasă la odihnit pentru 10-15 minute, după care se strecoară. Se bea încet când atinge temperatura ideală. Decoctul se prepară dintr-o lingură de plante mărunțite cu ghimbi cu tot și 300 de ml de apă. Se adaugă plantele în apă și se dă la foc mediu până ce apa clocotește, după care se continuă fierberea la foc mic pentru 10 minute. Amestecul se ia de pe foc și se filtrează. Se consumă când atinge o temperatură agreată. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că curele cu ghimpe nu sunt indicate în perioadele de sarcină și alăptare. O atenție deosebită se va acorda alimentației în timpul tratamentelor naturiste cu ghimpe. Se recomandă evitarea condimentelor, a lactatelor fermentate, a citricelor, a murăturilor și a băuturilor alcoolice pe durata curelor.